un birou de consultanță la nivelul primăriei, birou de consultanță care să presupună consultare agricolă, dar și o consultare juridică. Nu vă vine să credeți câte probleme juridice sunt în jurul unei primării sau într-o localitate. Ori un jurist, să lăsăm secretarul să-și facă treaba de secretariat, dar un jurist trebuie să pună în firescul lor anumite neclarități în ceea ce privește cetățeanul și nedumerile sale sau cetățeanul și anumite litigii pe care le are cu alt cetățean sau cu altă administrație publică sau diferite cazuri juridice care pot apărea. Și o consultanță agricolă privind atragerea fondurilor europene, privind eliberarea documentației și puse în ordinea lor în ceea ce privește depunerea lor la APIA privind subvenția care va fi acordată. Sunt persoane care din cauza asta nu primesc subvenția de ani buni de zile. Dacă nu înțelegem noi cum stă treaba cu punerea documentației în firescul lor, atunci cetățeanul de rând este și mai puțin informat.